Asigurările sunt ca centurile de siguranță. Par și incomode și inutile până ai nevoie de ele. Sunt Sergiu Costache. Ne aflăm din nou la Zodia Asigurărilor, o emisiune pentru cei care conștientizează că există riscuri și, mai mult de atât, conștientizează că există și soluții pentru a se proteja de ele. Ne aflăm în sezonul 4 al emisiunii. Este emisiunea cu numărul 32, dacă am numărat bine. Suntem în Zodia Fecioarei, o zodie cunoscută, în primul rând, pentru slăbiciunile celor născuți în această zodie, pentru că există o sensibilitate exagerată, uneori sunt supărăcioși sau supărăcioase, există un sentiment de frustrare și, de multe ori, o adevărată fecioară este chiar acuzatoare. Dar au și foarte multe calități. O persoană născută în această zodie este altruistă, e pozitivă, este romantică și mai ales este loială. Așadar, dacă sunteți și dumneavoastră loiali, o să vă puteți abona gratuit la canalul nostru de YouTube, o să vedeți premierele, cum este aceasta, o să revedeți emisiunile care v-au plăcut și toate astea fără niciun fel de cost financiar. O să dezbatem un subiect, pentru că tot a început școala, o să dezbatem un subiect legat de școală, de licee, mai bine zis. Foarte mulți tineri au trecut anul acesta din clasa 8 în clasa 9, adică de la școală la liceu. Fiecare dintre ei are gânduri, are speranțe legate de viitorul lui. Mulți dintre ei au fost distribuiți către licee tehnologice și aici există niște mituri legate de aceste licee pe care vrem să le demontăm astăzi. Practic, aproape 300.000 de elevi învață în aceste licee tehnologice, iar dorința lor, cea mai importantă, este ca odată terminat liceul și având o diplomă pe care scrie că au o specializare, să-și găsească un job cât mai bun, cât mai bine plătit. Despre situația reală din aceste licee o să vorbim astăzi cu invitata mea, Adriana Țuluca Marina. Este expert, sprijin, consiliere și orientare profesională, mi-am notat ca să fie clar ce spun, al unei asociații. E o asociație care se numește Go Ahead. Am făcut cunoștință cu ei acum ceva vreme și mi-a plăcut extraordinar de mult acest proiect destinat unor tineri care sunt considerați că sunt mai puțin buni decât sunt în realitate. Nu sunt cu nimic diferiți de elevii din celelalte licee. Sunt oameni inteligenți, au aceleași gânduri, dorințe ca și ceilalți și de multe ori au niște capacități aproape paranormale. Am văzut astfel de cazuri. Exagerez un pic, v-ați dat seama. Adriana, săptămâna aceasta, spuneam, e marcată de începutul școlii. De toți acești tineri care cu viitorul în minte se duc acolo. Unii ajung foarte triști la aceste licee tehnologice, foarte demotivați. Uite unde am ajuns, aș fi vrut în altă parte, dar am ajuns aici, e un liceu slab, sunt profesori slabi, colegii mei sunt slabi, societatea ne privește ca fiind așa mai de categoria a doua sau chiar a treia. Din experiența ta, vasta experiență cu acești elevi de liceu, cum văd ei începutul școlii și această schimbare de la școala generală la liceu? Bună, Sergiu, bine te-am regăsit, mulțumesc pentru invitație. Sunt adevărate toate aceste lucruri pe care tu le-ai spus mai devreme. Cum vedem un elev dintr-un liceu tehnologic începutul școlii, acum probabil diferă un pic în funcție de clasa în care sunt. Probabil că cei din clasa 12-a, la clasa terminală, sunt un pic cu ceva anxietate, cu ceva incertitudine, având în vedere că nu știu ce vor face, cum vor performa la examenul de bacalaureat care așteaptă în vara următoare. Cei de clasa 9, de exemplu, cu siguranță simt curiozitate, pentru că schimbă și încep un nou ciclu școlar, schimbă prietenii, colegii, profesorii, modul program, probabil în care le este adresată programa. Mulți din ei pleacă efectiv de acasă, da? Merg într-o altă localitate pentru a urma liceul. Asta înseamnă că merg probabil și se cazează în cămine sau internate, ceea ce înseamnă implicit o maturizare prematură. În general, elevii din liceele tehnologice
au parte de această maturizare prematură, tocmai și din această perspectivă că, da, sunt desconsiderați la un nivel mai mic sau mai mare în societate. Se consideră că, da, ei sunt din start mai slabi, fără nici măcar să li se dea bună ziua și să vadă dacă reușesc să rostească, exact, dacă reușesc să rostească o propoziție. Da, partea aceasta de repartizare în licee, acum indiferent că obții un loc într-un liceu tehnologic sau un alt tip de liceu, este într-adevăr ceva care generează emoție în toată societatea. Întâmplător și noi am avut în echipă colege care au fost în acest punct în vara aceasta și da, lucrurile sunt foarte, sunt foarte delicate din punctul ăsta de vedere, mai ales că în partea aceasta de școală gimnazială, din păcate, nu avem încă resursele necesare prin care să testăm abilitățile elevilor, da, punctele forte, să vedem ce îi pasionează, astfel încât în momentul în care se face această alegere a liceului, să fie pe baza competențelor fiecărui elev. Și atunci știu că trebuie spuse foarte multe opțiuni, tocmai pentru a algoritmul din spate să te ajute și să obții un loc în liceu, cumva acesta este primul obiectiv, de a ocupa un loc în clasa a noua. Dar cu siguranță, dacă am ști mult mai bine, am cunoaște mult mai multe despre acești tineri, da, undeva în clasele a 7-a și a 8-a, cu siguranță acele prime opțiuni care se completează la repartizarea aceea în licee ar fi mult mai potrivite pentru ei. Deci, ce să zic, pe scurt, sigur simt foarte multă emoție acești tineri din liceele tehnologice. Acum, pe lângă ei, nu încep doar ei școala, încep și profesorii. Și aici aș vrea să menționez un pic din rolurile pe care noi le-am văzut necesare ca profesorii să le aibă. Și plec de la zona de pedagogie, da, psihopedagogie. Practic, aceasta este activitatea principală care ar trebui să însoțească elevul în zona de preuniversitar, în care înglobăm activitatea de predare-învățare. Și aici, da, copiii sunt diferiți pentru că au stiluri de învățare diferite, dacă stăm strict să ne uităm la aspectul acesta. Și asta înseamnă că este responsabilitatea fiecărui dascăl să identifice și să înțeleagă în fiecare clasă cam care ar fi acele stiluri de învățare predominante, scopul fiecarei lecții care este de fapt, ca la finalul ei, cât mai mulți din acei copii, da, știm clasele sunt mari, 20-30 de copii, este dificil și înțeleg foarte bine să lucrez cu un grup așa de mare, nu este simplu, dar cum spuneam, la finalul lecției, scopul este cât mai mulți din elevii prezenți să fie asimilat cât mai mult din ceea ce s-a dorit să se transfere ca informații. Și atunci, cum spuneam, partea de a fi pedagog, apoi zona de conținut, da, ce le transmitem efectiv, zona de leadership este foarte importantă, o consider mult mai importantă decât acum 20-30 de ani, poate când eram eu elevă. Copiii au nevoie să regăsească în profesorul de la catedră un lider, da? Îndemn dascălii să-și asume acest rol de lider sau să-și reasume acest rol de lider. Și să zicem cam acestea ar fi pe zona profesorilor. Și nu putem să uităm nici pe părinți, pentru că și ei sunt implicați în acest fenomen și întotdeauna noi încercăm să vedem la nivel sistemic, pentru că, ok, dacă copilul se simte bine la școală, după ce trece această perioadă de curiozitate, dacă vorbim de clasa noua, și de acomodare, care, din ce am înțeles, chiar la sfârșitul anului școlar trecut, am avut un eveniment copii de clasa noua și a 10-a și am întrebat pe cei de a noua, cât a durat această perioadă de adaptare? Cum vă simțiți voi acum la finalul clasei a noua, într-un liceu tehnologic era evenimentul,
Și mi-au spus că undeva acum anul școlar este împărțit în acele module, da, cele 5 module, cam undeva 3 din 5 module a durat perioada de acomodare. Deci cam 60% din între din 60 și de... 70% din primul an. Da. Acum, eu am trecut prin sistemul de învățământ într-o altă formulă, nu este cea de acum. Și eu la fel, da. Nu mă regăsesc la liceu, ce se întâmplă. Da. Absolveam cele 8 clase, nu conta ce notă ai avut, conta ce notă ai avut la bacalaureat, uh-huh. dar era orientativă pentru că tu, de fapt, dădeai un examen de admitere la liceu. Uh-huh. Ăla era cel care conta. Și m-am dus la ce liceu mi-am dorit, am dat examen acolo, am intrat undeva în primii 10%. Liceul era foarte aproape de casă. Uh-huh. Asta ca să știi cum s-a întâmplat uh-huh. cu mine și probabil că au fost mulți în această situație. Și era un liceu de matematică și fizică. Îți dai seama ce prestigiu era liceul de matematică fizică? Era liceul de matematică fizică numărul 1. Okay. Cu atât mai mult. A trecut primul an, ne-am mm-hmm. adaptat și după primul an s-a produs o schimbare majoră. S-a mutat liceul în afara Bucureștiului, pe platforma de fizică de la Măgurele. Okay. Și a devenit liceu de matematică și fizică cu specializarea din asta, fizică atomică și nucleară. De fapt, noi ce-am ieșit de acolo cu o diplomă de laborant tehnic și tehnologii nucleare. Ok. Bun. Deci, practic, el a fost un liceu tehnologic în care se făcea ceva mai multă matematică și fizică. Mm-hmm. Sigur că nu ne-a certat nimeni că am ajuns acolo. Matematica și fizica era prestigioasă, științele atomice și nucleare erau și ele așa. Deci ne-am simțit perfect acolo. Mm-hmm. Ne simțeam în elită. Nu eram. Am obținut o diplomă de laborant, atâta tot. Asta ne-a împins să facem facultate și alte lucruri. Bun, m-aș întoarce un pic la asociația pe care o reprezinți. Go ahead, adică să mergi înainte. Nu? Exact. Cam așa ar veni. Da, da, este un îndemn. Da. Bun. Am reținut așa din ce ai spus, că sunt trei grupuri cărora vă adresați părinți, elevi și profesori. Corect. Ok, asta este primul element. Și al doilea, aș vrea să știu și eu exact cu ce vă ocupați voi ca asociație. Ce faceți voi pentru tinerii ăștia? Am întâlnit cineva, mi-a spus, cei din licee tehnologice sunt tineri defavorizați. Sunt oameni care au intrat cu 9 și 10, au terminat liceul cu 9 și 10, au luat notă mare la BAC. N-au ajuns la liceele acelea cu nume de Vitej, Mihai Viteazu. Da, de oameni. Da, Șincai și așa mai departe. Și au ajuns la un liceu tehnologic. Unii dintre ei chiar se simt că i-a bătut soarta când au ajuns acolo. Hai să ne ocupăm un pic de ce faceți voi. Asociația Go Ahead s-a înființat în urmă cu 7 ani. Am fi intrat și noi la școală, dacă era pe sistem un pic mai vechi. Acum deja am fi în clasa a doua, probabil. În acești 7 ani, așa cum ai zis foarte bine, ne-am îndreptat atenția și energia, în special energia, către a oferi programe de dezvoltare socio-emoțională acestor tineri. Am identificat această nevoie strict legată de liceele tehnologice și am mers în special către acești beneficiari. Deci nu ce învață, nu cum învață, nu. Ci cum se simt ei, pentru că se subevaluează, am înțeles, foarte mult. Ei se subevaluează, profesorii subevaluează, părinții subevaluează și societatea în general îi consideră ca fiind de categoria a doua sau chiar a treia. Da, ei cumva trebuie să lupte de două ori mai mult să arate, să dovedească cine sunt și ce știu să facă. Asociația are mai multe direcții de dezvoltare. Odată vorbim de formarea profesorilor, în special cei care au accesat cursurile pe care le avem acreditate sunt profesorii, undeva la peste 8.000 în acești ani. Acum, dintre cursurile pe care le avem, cum ar fi, de exemplu, cel pe tematica bullying-ului, anti-bullying, bineînțeles, abordarea copiilor cu CES, eu le văd utile inclusiv părinților. Pentru că inclusiv această incidență a copiilor cu CES, diagnosticat sau nu, este din ce în ce mai mare. Cumva. Ce înseamnă CES? Copii cu cerințe speciale. Și, mă rog, metodologia este un pic mai lungă pentru partea aceasta de diagnosticare.
Dar impactul există în momentul în care există diverse grade de deces. Și atunci, chiar dacă copilul tău nu face parte din acești copii, e bine, zic eu, să vezi un pic cum pot fi gestionat sau cum îți poți ajuta copilul să interacționeze cu colegi dacă la un moment dat ajunge să aibă genul acesta de colegi. Tocmai cu cât știm mai multe unii despre ceilalți, cu atât este mai ușor să creăm aceste legături interpersonale și depășim, reducem zona de conflicte, reducem zona de el e diferit și atunci îl marginalizez. Pe lângă partea aceasta de formare, am avut și avem în continuare tot felul de proiecte finanțate din fonduri europene, mă rog, norvegiene sau din zonă de finanțare privată, inclusiv prin care prin aceste programe am mers și am oferit consiliere școlară tinerilor, coaching, dezvoltare personală, psihoterapie, am mers cu educație parentală pentru părinți și inclusiv pentru profesori sau pentru consilierii din școli. Am mers și am asigurat tot felul de servicii. Partea de educație financiară o aveți în vedere în programele voastre? În ultimii ani am inclusiv ateliere de educație financiară. Am conștientizat că este mare nevoie și școala în sine, da? Educația formală nu o asigură suficient sau nu este suficient de bine pusă la punct, la fel, în momentul în care mergi către o anumită filieră de liceu, s-ar putea să nu ai niciun fel de opțional măcar din zona asta de educație financiară și atunci, da, în ultimii ani am început să mergem în direcția aceasta, dându-ne seama cu cât expunem copiii la aceste noțiuni de educație financiară, inclusiv din zona chiar de clasă primare, bineînțeles adaptat vârstei lor, da, noțiunile respective, cu atât le este și lor mai ușor și vor înțelege și implicit când vor ajunge adulți, lucrurile vor fi mai simple pentru societate în general. Da, aș mai face câteva subliniere aici, da. M-am documentat pentru emisiunea noastră de astăzi. România are cel mai scăzut nivel de participare în educare la vârsta finalizării învățământului din toată Uniunea Europeană. Adică 81%. Ce înseamnă asta? Înseamnă că din 5 copii, unul nu ajunge de fapt să finalizeze școala la timp. Asta este un aspect. Da. Al doilea, avem foarte mulți analfabeți funcționali, adică oameni care știu să scrie și să citească, dar nu înțeleg ce citesc și înțeleg, probabil că nici ce scriu. Nici contextul, da. Iar învățământul tehnologic a ajuns un subiect tabu. Vorbeam de aproape 300.000 de copii. Sunt 286.707, adică atâția erau anul trecut. Da. Ei se pregătesc pentru multe meserii, care altfel ar fi, nouă ne-ar fi foarte greu să trăim fără meseriile respective. Despre ce meserii vorbim? Adică în ce zonă se pregătesc ei? Eu m-am documentat, pot să le spun eu, dar aș prefera să le aud de la tine. Cu siguranță tu ai acolo mult mai multe decât mi-aduc eu aminte. Dar paleta de specializări care există la nivel național este vastă și acoperă cel mai probabil toate domeniile de care avem nevoie la nivel național. O să dau un exemplu? Te rog. Bun, ai nevoie, s-a spart o țeavă, ai nevoie de un instalator, ai o problemă electrică, ai nevoie de un electrician, ți-ai deschis un restaurant, ai nevoie de bucătari și de tot felul de personal. Tehnician în gastronomie, da. Lucrezi cu, ai o firmă, ai nevoie de contabilitate primară sau chiar mai mult decât atâta. Pe zona de protecția mediului, de exemplu, sunt niște specializări foarte, foarte interesante și de mare căutare, având în vedere, mai ales că suntem în această zonă de tranziție către economia verde și atunci ar trebui... Mi-a mai venit în minte ceva. Mecanici auto. Mecanici auto, da. E criză de mecanici auto. Și sunt și foarte bine plătiți. Asta cumva aș vrea să punctez. Foarte multe din aceste specializări
Practic, în momentul în care copiii au terminat liceul și susțin acel examen prin care obțin certificarea pe specializarea respectivă, de a doua zi ei pot profesa. Adică nu trebuie să mai așteptăm altceva. Și atunci, de ce să nu le dăm cât mai mult suport și să integrăm cât mai rapid pe piața muncii, da? Dacă ei deja au o specializare teoretică, până la urmă, nici în momentul în care termină o facultate, nu știi să faci mare lucru. Ai ceva noțiuni din domeniul respectiv. Nu știu, hai să fim serioși, adică... Dar tot ușor, ușor, intrând într-o echipă, fiind ajutat de echipa respectivă să înțelegi cu adevărat meseria pe care trebuie să o practici, și dacă într-adevăr e ceva ce îți place și ești muncitor, da, într-un timp relativ scurt ajungi să o practici foarte L-am bine. L-am ascultat recent pe rectorul Universității Babeș din Cluj, care spunea că antreprenorii au iluzia că facultățile pregătesc oamenii pentru meseriile de care are nevoie angajatorul și că lucrul ăsta nu se întâmplă nicăieri în lume, nu s-a întâmplat, nu se întâmplă și probabil că nu se va întâmpla vreodată, decât în cazuri izolate. Pentru că ceea ce face facultatea e să-ți dea un mod de gândire, o pregătire exact. De bază, specială, și tu, de fapt, cumperi un angajat, dacă e la primul loc de muncă, îl cumperi ca angajator, îl achiziționezi, de fapt, tu îi achiziționezi capacitatea lui, potențialul lui de a se dezvolta, de a se ajuta, de a se integra repede în echipă și cred că programele voastre fac lucrul ăsta. Da, noi venim cu zona de cultivare a inteligenței emoționale, da, spre deosebire de IQ, inteligența cognitivă, care teoria spune că nu poate fi influențată. Inteligența emoțională, indiferent de punctul în care te afli la o primă evaluare, ea poate fi cultivată. Și de acest lucru au nevoie acești tineri din liceele tehnologice, de sprijin și de suport să existe constanță în viața lor, așa cum ziceam, atât la nivel familial, cât și la nivel școlar, astfel încât ei să se poată concentra pe a studia, să se poate concentra pe a-și dezvolta abilitățile necesare practicării acelei specializări pe care liceul le asigură. Bun. Studiile pe care le-am citit în ceea ce privește industria de asigurări spun așa, în distribuția de asigurări, ce înseamnă distribuție? Înseamnă rețeaua proprie de vânzare a unei companii de asigurări, înseamnă un broker de asigurare care are o structură care vine în contact cu clientul și intermediază cumpărarea de asigurări. Deci, în această distribuție de asigurări, clienții preferă în proporție de 92% să vorbească cu un om, nu cu un robot. Cum am putea să facem ca asigurările să devină și ele o meserie pentru acești copii? Pentru că în zona asta de distribuție e nevoie de personal. Și mai ales e nevoie de personal, că de aici mi-a venit ideea, cu abilități emoționale, de inteligență emoțională mai deosebite. Să fie empatici cu clientul, să înțeleagă nevoile, așa? Că pregătirea tehnică eu asigură orice asigurător sau orice broker. Deci cum putem să facem ca acești copii, ca asigurările să devină și ele o meserie pe care ei s-o aibă în vedere? Cu siguranță sunt o resursă care poate fi folosită foarte util în piața asigurărilor. Ce este important este faptul că, da, ei au nevoie de acest suport. La finalizarea studiilor, având inclusiv cei 18 ani, de exemplu, necesari obținerii acelui cod RAF. O să încerc să mă folosesc de noțiunile de care am avut contact undeva la sfârșitul anului 2016. Am făcut parte dintr-un program în zona asigurărilor. Era vorba de asigurări de viață. Lucru care mie mi s-a potrivit în momentul respectiv, proiectul respectiv, pentru că vorbeam de vânzare consultativă. Asta mă gândeam, dacă acești tineri, dacă tot sunt ei așa de isteți și programele voastre îi ajută, să-i direcționăm către zona asta de asigurări, care îi duc într-o zonă financiar-bancară, în care
publicul e mai cunoscător, veniturile sunt mai mari, prestigiul social este cu totul altul. Adică una este să spui că ești mecanic auto și alta să spui că ești broker de asigurare sau ceva. Sau analist financiar. Da, sau, cum ai spus tu, analist sau consultant financiar, că zona de asigurări de viață acolo e chiar, să spunem, o zonă de lux a asigurărilor. Da. Revin un pic la zona de abilități. În momentul în care, ori prin intermediul consilierului școlar, ori prin diverse programe personalizate, noi putem să venim și să vedem care este comportamentul acestor copii, că ce sunt ei potriviți să facă din punct de vedere de practic, putem merge și să-i direcționăm ori către zona, da, de asigurări de viață, unde într-adevăr trebuie să aibă parte de abilități de storytelling, da? Trebuie să îl facă pe client să vizualizeze anumite evenimente sau un anumit traseu de care poate nu s-a lovit sau n-a avut parte în jurul lui și atunci trebuie să declanșeze acele emoții, da, în clientul respectiv. Zona aceasta de negociere, da, zona de empatie, asta ar fi o direcție. Zona cealaltă, unde vorbim de asigurările non-life, bun, și acolo, chiar dacă vorbim, nu știu, de exemplu, de achiziția sau renoirea unui simplu RCA, până la urmă, considerând contextul ultimilor ani, poate m-ar interesa, de exemplu, să primesc de la consultantul meu financiar informații, ok, de ce sunt prețurile respective, cum au influențat comportamentul meu ca șofer, da, prețul pe care urmează să-l plătesc și peste, nu știu, 6 luni sau 12 luni, când o să am următoarea scadență, cam la ce să-mi dea un potențial buget, cam la ce costuri o să mă aștept la momentul respectiv. Deci, oriunde găsim, dacă vrem și suntem pasionați de meseria pe care o facem, dacă este potrivită nouă, cu siguranță găsim elemente potrivite. Bun, acum știu ce o să fac, o să te invit și la o emisiune în care o să vorbim despre asigurările de viață, pentru că în același timp știi ce se întâmplă acolo și ești și pe post de client. Știu. Am că încercat aveți, și eu să mă pregătesc. Știu că aveți multe proiecte în plan sau la început de drum, adică deja au pornit. Care sunt și cui se adresează? Da, am început recent un proiect destul de mare și într-o zonă nouă pentru noi, zona de piața muncii, și anume din partea de program de educare și formare 2021-2027, prin Fondul Social European finanțat, avem un proiect din zona aceasta, și anume creșterea părții acestea de dialog social, inclusiv pentru aceste entități, ONG-urile, da, care activează pe piața muncii prin măsuri specifice. Aici, fie că vorbim de o zonă de informare, de consiliere sau poate chiar de mediere pe piața muncii, fie că vorbim de formarea profesională a adulților, fie că vorbim strict de zona aceasta de dialog social, toate aceste entități pot fi beneficiare în proiectul nostru. Avem deja o primă serie, dar mai sunt câteva locuri și cu mare drag ne așteptăm pe colegii noștri din ONG-uri să povestim pe acest subiect. Știu că ați avut discuții la nivelul companiilor de top din brokerajul de asigurări, ați discutat cu reprezentanta părții de HR, Human Resources, resurse umane de la o mare companie de asigurări. De asemenea, au fost discuții cu patronatul companiilor de asigurare, care la rândul lor au un astfel de proiect în momentul ăsta. Mă gândesc că s-ar putea lega și atunci vreau să vă întreb ce mesaj aveți pentru liderii companiilor de asigurări și brokeraj.
privit așa din partea asta a celor care ar putea să intre în sistem? Tinerii din liceele tehnologice pot fi o resursă foarte utilă. Sunt tineri muncitori, tineri care își doresc să facă ceva. Revin un pic la acea maturizare prematură, da, de la care pleacă în clasa a noua. Și atunci, cu siguranță, lucrurile pentru ei sunt mult mai clare. Știu că au anumite responsabilități și așa cum se achită de ele în viața privată, așa se vor achita de ele și în viața profesională. Și mai ales în momentul în care primesc sprijin și văd că există deschidere, cu atât mai mult ei vor fi o resursă foarte utilă pentru zona aceasta de asigurări. Deci, cred că cel mai important este să ne așezăm la masă, să avem un dialog, să vedem ce fel de parteneriat putem încheia cu aceste companii de asigurări și broker în asigurări, astfel încât noi întotdeauna venim cu programe personalizate și atunci întrebarea de la care eu plec întotdeauna este ok, hai să vedem ce nevoi aveți sau dacă sunt chiar probleme, hai să vedem ce probleme sunt, astfel încât să putem să le rezolvăm și toată lumea să beneficieze de parteneriatul respectiv. Deci o invitație la dialog. O practic. Invitație la dialog. Acum mi-am amintit, Uniunea Națională a Societăților de Asigurare, USAR, are și ea niște proiecte în direcția asta și cred că se pot lega foarte frumos lucrurile. Acum, nu este strict necesar ca acești elevi, odată ce au absolvit liceul, au această diplomă de meserie, să rămână acolo, să nu-și ia bacul, să nu dea la facultate, ei pot să... Bineînțeles. Să-și ia bacalaureatul, să ducă mai departe. Asta este și fenomenul O ultimă întrebare legată de filmul acela pe care l-ați lansat. Ce e cu filmul ăsta, făcut de un mare regizor român și care am văzut că a avut foarte mult succes? Da, am reușit să ajungem cu filmul Ce ai făcut la școală, realizat de Teddy Necula, în destul de multe județe, să facem vizionări. Este un documentar despre viața elevilor din liceele tehnologice și vă invit pe toată lumea să vizioneze acest documentar. Detaliile despre vizionare se găsesc pe site-ul Asociației Go Ahead și pot înțelege într-o mică măsură ce înseamnă să fii elev într-un liceu tehnologic. Copiii de acolo sunt exact elevi reali din licee tehnologice. Da, și nu sunt cu nimic mai prejos decât elevii din alte licee. Eu i-am văzut în filmul acesta și am văzut că sunt foarte inventivi, că se ocupă de robotică, se ocupă de partea de dezvoltare personală, se ocupă de o mulțime de lucruri și păreau cel puțin la fel de inteligenți ca dialog, ca mod de gândire, ca mod de acțiune, ca și ceilalți. Și acum imaginați-vă că aveți, dacă terminați cu media 9, nu înseamnă că sunteți un elev slab, dar puteți să ajungeți la un liceu tehnologic prin acea formă de distribuire care se folosește în momentul de față. Nu există forme perfecte de distribuire în zona asta a învățământului, așa că trec la concluzii. Concluzia mea este că am vorbit astăzi despre Toamna Speranțelor de Mai Bine și chiar există. Vă aștept săptămâna viitoare la aceeași oră cu un nou episod. Până atunci vă spun că asigurările sunt exact ca centurile de siguranță, par și incomode și inutile până ai nevoie de ele. Rămâneți pe Canal 33 pentru că urmează emisiuni din ce în ce mai interesante.